Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Dacă anterior ați văzut prezentarea părții electronice acestui alimentator, Buck Boost Converter, și în a doua parte zgomotului pe ieșire și multe alte chestii, m-am gândit să fac un clip cum fac eu un upgrade sursei mele de laborator secundar. Adică aceasta, cu Buck Boost Converterul de față, la acesta. Diferența este că cel de față de aici e de 50W, cred, până 50W puterea, iar cel de aici până în 80W, 82W. Nu e diferență foarte mare, dar există acea diferență. Bine că se lovește dimensiunea, se pare că e în regulă, da? Știu că nu este mare lucru, dar am vrut să împărtășesc cu voi acest upgrade, dacă aș putea spune. Și încă un șurub. Asamblarea acestei surse de laborator ați văzut-o într-un clip anterior. Aceasta este. Să desfacem aceste conductoare. Acum se scot. Gata. Să desfacem clipsurile respective. Aici. Mai nițel. Hai desfate. Am desfăcut. Și acum să punem sursa aceasta. Sper că intră, că au aceeași dimensiune din câte știu. Da, intră. Nu vrea. Am mai decupat nițel zonele respective, asta pentru că nu intra acest kit. Acum ar trebui să intre în regulă. Da, a intrat. Bine, zic eu. Hai să montăm conductoarele. Minusul este în centru și la intrare, intrare, ieșire. Plus intrare, minus intrare, minus ieșire, plus ieșire, da? Minusul intrării, plusul intrării, da. Hai să strângem intrarea prima dată. Minusul ieșirii. Acestea sunt conductoare de 1,5 mm pătrați. Încă o dată, să știu că sunt strânse bine. Gata, am reușit. Hai mă, nu stă. Cred că am rupt prostia asta. În fine. Am pus niște plastic topit în zona aceasta. Am topit un tub din acesta. Știți la ce mă refer. Și cu ajutorul stației cu aer cald am reușit să rezolv problema. Acum e în afară de zona asta. Da, e fix. E în regulă. Să punem capacul. Nu e așeza bine aici? Ba, dar e așeza bine. Să punem șuruburile înapoi, aici, aici, aici și aici. Când se strâng în plastic, învârtim prima dată în sens invers la cel de ceasornic, până se aude un clic, clic, și atunci rotim. E un sfat pe care l-am învățat pe internet, pe YouTube. Ok. Ultimul șurub. Să introducem alimentarea de la rețea în spate. Introdusă. Și 3, 2, 1... E altă treabă. Pălpăitul acela nu se vede cu ochii liber aici, doar în cameră. Deci, curent se pornește de aici. Da? Să reglăm tensiunea.
Da? E regulă. Oricum, testul acestui bug boost converter, acestui alimentator, l-ai văzut în clipurile anterioare, așa că n-are sens să repet în acest episod suplimentar, un bonus, cum s-ar spune. Cam aici se termină acest clip, eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit, dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!